Salut! Sunt Andrei Stoica și v-am pregătit o serie de episoade în care vreau să vă arăt sau chiar să vă învăț cât de important este sportul în viața noastră, ce beneficii îți aduce, cum să rămâi motivat și de ce este foarte, foarte important să ne axăm în toată perioada asta pe sport. Ai, vlog! Și tu ești, mă, vlogger! Băi, stop! Haideți mai întâi să ne uităm, să-l vizionăm și vedem după aceea cum îl numim. Nu voi pune presiune pe nimeni. Cu doi invitați de seamă, cu Micuțu și cu Piștereanu. Ce fac eu aici, Andrei? Dar ce fac aici? Astăzi vom vorbi despre motivație, despre factorul motivațional. De ce este foarte important să rămâi motivat? Totalitatea motivelor, conștiente sau nu, care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri. Așa că hai să vedem ce au de zis băieții. Să începem. Voiam să te întreb, micuțule, pentru tine e important să faci mișcare? Bă, a devenit... În trecut era important când eram mai... Când eram copil, hai să nu zic tânăr. Că teoretic încă sunt tânăr. Era foarte important că exista o miză în perioada aia. Știi că făceam, cum am făcut eu, handball, am făcut și basket. Exista o miză și îmi plăcea jocul, știi? Adică nu o priveam ca pe mișcare. Era plăcerea de a face plăcerea. Un sport. Da, nu era o necesitate, știi? Dar odată cu... Asta când m-am îngrășat și am ajuns atunci la 100, cât avea, 100, aproape 170 de kg și m-am îngrășat fără să-mi dau seama. Asta a fost foarte ciudat. De obicei așa se întâmplă. Treci cu vederea, ușor, puțin câte puțin și se adună. Am reușit în ultimii 2 ani să fac sport regulat cât de cât. Ți-am zis, cu perioade din astea, doar de ziua mea, cum îmi iau eu câte o lună liberă, așa, Crăciun, na. Este, oricum, e foarte important să-ți dorești chestia asta și... A devenit e o nevoie, e o necesitate. Te și simți bine. Mi se pare foarte importantă mișcarea, de orice fel, și mi se pare importantă mișcarea după un anumit timp. Adică după un anumit, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care au făcut sport de mici, iar la un moment dat, după 25-30 de ani, din cauza, nu știu, vieții, din cauza jobului, ajung să nu mai facă sport. Și ajung să se transforme și să uite total de motivația pe care au avut-o, să uite total de determinarea pe care au avut-o atunci când făceau sport. Și cred că acolo este o problemă, acolo este de lucrat. Pentru că toată lumea știe, s-a demonstrat științific, că o viață sportivă, moderată, pentru că orice exagerare a sportului... Adică sportul de performanță, nu? Sportul de performanță se face și el până la o anumită vârstă, până corect, când corpul corect. Permite. După acea vârstă, nu este... Aici poți să-mi spui și tu, că ai ajuns la acea vârstă. Este foarte important să faci mișcare. Este foarte importantă pentru sănătatea ta mentală și fizică. Nu e așa că te simți bine după ce ești la un antrenament din ăla puternic și când ieși afară și respiri aerul când, ăla curat. Când, și un aer poluat e curat atunci. Și un aer poluat, nu, un aer poluat e chiar poluat. Dar da, faptul că elimini toate toxinele. E greu să ajungi la nivelul ăla de antrenament, adică să transpiri cu adevărat, dar după ce ai ieșit, cum ai zis tu, pe ușă, e un alt sentiment. Ia spune-mi, te rog, poți să faci sport în public fără să fii judecat de alții? Ba, am trecut cu greu peste treaba asta. Deci există complexul ăsta al românului. Da. Băi, nu ies la alergare că se uită oamenii urât la mine. Nu ies în par să fac mișcare sau să fac kickboxing că, nu știu, se uită unii ciudat la mine. Cred că ajungi să gândești, adică gândești așa, de fapt, că nu știi să faci kickboxing, că nu știi să alergi, că nu știi să faci sport. Eu am avut chestia asta cu sala. Adică am avut noroc că am găsit o sală din asta mai micuță unde nu veneau toți băieții care
care aveau, nu știu, îți dădeau senzația că te ridică și pe tine și pe măta și pe toată lumea din familie, ți ridică de ți aruncă, știi? Mă, acum este, acum este foarte important. Și există un anumit complex. Corect. Există. E foarte important pentru ce faci anumite lucruri. În general, în viață. Dacă tu faci sport, ca să, adică în momentul în care tu ieși în parc și te interesează mai mult faptul că se uită niște oameni la tine decât faptul că tu trebuie să-ți faci tura sau două ture de parc, acolo e o problemă personală. Aici, exact, corect. Acolo aici e o problemă personală. Pentru că cumva... Important de ce te interesează mai mult. Care este scopul tău ca și în actorie. În actorie, în momentul când intri în scenă, fie că e teatru, fie că e film, pe tine te interesează care este scopul tău în scena respectivă. Atâta timp cât tu stai în limitele scopului și te duci către punctul culminant al scopului, poți rezolva scena cu brio. În momentul în care tu începi să te disipezi către alte acțiuni ale partenerilor, nu vei mai avea... Și atunci devine plictiseala, intervin diferite nevoi de-astea simple pentru a-ți distrage, tu știi că îți distragi atenția de la scopul tău. Spune-mi, de ce renunță oamenii după ce se apucă de sport? Deci, oamenii în general cred că renunță pentru că nu au determinare, cred că asta e. Nu știu oamenii, dar eu ți-am zis de ce. Eu am... Având, fiind prost, eu mă obișnuiesc cu binele, am senzația, gata, am ajuns într-un punct bun. Simți că ți-ai atins scopul cumva, nu? Când îmi spune, da, când iar îmi spune lumea, bă, iar ai slăbit, bă, nu știu prea, ce. Bă, arăt prea bine acum. Și gata, da, mai mare. Exact, exact. Și, asta și crezi că e bine? Nu, nu e bine. Nu e bine că tot trec prin aceleași căcaturi, știi, și ajung iar, mă îngraș, iar, bine, nu o să mai ajung niciodată, e clar. Nu o să mai ajung la greutatea aia, slavă Domnului, da? Tot sunt, e o chestie psihică, de exemplu, n-am reușit să scad sub o anumită greutate și mi-am, nu, fiind concentrat pe foarte multe lucruri, nu pot să mă mai dedic atât de mult scopului ăstuia, știi, de hai să scad sub kilogramele alea, așa, și să rămân acolo, știi? Și să-mi fixez chestia. Am senzația că mi-a prea multă energie. Spune, dacă ai încerca să convingi pe cineva să apuce de sport, cum l-ai motiva? Bă, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, dar în ce cred eu acum, cred că cel mai bine se motivează omul singur. Era, nu mai știu, era un tip care tot așa, oameni, mai multe, să le zicem, vloguri pe YouTube de la oameni care au pornit de la foarte gras și acum ați fit, știi? Și spuneau de cât de toxic a fost pentru ei să se uite la David Goggins, la... nu știu, mai erau niște oameni care se antrenează pe stilul ăsta de fă-o, acum, ia alea, du-te, fă-o, trezește-te, e 5, hai, ba, 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 ieși din pat. Și merge asta, știi? Funcționează. Am trecut și eu prin chestia asta. Funcționează așa, o lună, două. O perioadă. Dar după aia... Nu e așa, motivația trebuie să vină de la tine. Aia de la tine. Nu trebuie să consider că e adevărat. Trebuie să și vezi pe cineva cum te îndeamnă, cum da. Te motivează, să-ți dea impulsul ăla. Dar cel mai important este să vină de la tine, mă gândesc eu. Sunt convins. Adică pentru mine așa funcționează. Și iarăși, într-adevăr, e chestia asta de echilibru. Eu îmi ridic singur curul din pat, n-am nevoie să-mi spună altcineva, eu mă duc la antrenament, dar la antrenament am nevoie, sunt zile în care am nevoie ca antrenorul meu să spună hai cu aia, hai, corect, fă-o, corect. Hai, mai dăm două, hai, mai poți două, mai poți, știi? Eu cred că cea mai bună motivație și crede-mă că am încercat de-a lungul timpului cu prieteni, dacă el, persoana sau ea, nu realizează că acum nu putem să, de fapt o paranteză, nu putem să stabilim cine are nevoie de sport și cine n-are. Considerăm general că toată lumea ar avea nevoie de o mișcare de orice fel. Ok? Bun. Indiferent că are 80 de kg sau are 120 de kg. Eu cred că dacă nu realizează persoana respectivă, pentru că este un drum atât de îndelungat și atât de anevoios,
pe alocuri, încât dacă persoana respectivă nu realizează că ea are nevoie de sport pentru sănătate în primul rând și pentru mobilitate, pentru orice, pentru prevenirea bolilor chiar, nu ai ce să faci. Adică dacă ea nu se trezește dimineața sau la un moment să spui că dacă nu vine din adâncul inimii tale, nu ai cum să-l motivezi sub nicio formă. Da, dar ea trebuie să facă o acțiune. Sau îl motivezi pentru o scurtă perioadă da, de timp. Da, dar persoana respectivă, clientul, să zicem, trebuie să aibă o acțiune foarte clară. Adică el trebuie să vină măcar de 4 ori. Dacă el de 4 ori pe săptămână se deplasează de acasă la sală, să zicem, da, tu ca antrenor personal sau ce ești tu, poți să-l motivezi de acolo încolo. Dar dacă el nici măcar nu se deplasează de acasă, tu n-ai cum să-l motivezi. Ce alegi între o shawarma și 10 minute de sport? Bă, 10 minute de sport. Bravo, știu tata, că răspuns corect. Dar știu că nu, știu dar că și shawarma aia parcă merge și bă, ea. Bă, nu, eu nu sunt fan shawarma, asta mă enervează. Nu. Și cu puțin sos de la cartofiuri cu. N-am nicio treabă, nu. A, la dacă, farfurie sau la lipie, nu? Dacă îmi spui 10 minute de sport sau o pâine coaptă din aia din Bucovina, din aia colac, așa cu niște unt și usturoi, o să mă gândesc un pic. Știi? Dar la shawarma n-am nicio treabă, nu sunt fan shawarma, n-am fost niciodată. Da, am aia pe pâine. Păi gândește, uite, dacă mergi la un restaurant din ăsta moldovenesc sau bucovinean, cu asta te întâmpină, cu pâine caldă, unt și usturoi. Pâine caldă frecată așa cu usturoi și unt. Păi, na, știi? Da. Dar shawarma deci nu, sportul. Băi da, 10 minute, da. 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 10 minute, dă-le încăcat. 10 minute de sport, clar. De ce mă, din nou spune că ți-ai parcat mașina cât mai aproape de șaormerie? Nu mai am dat un bă, exemplu. De ce minți? Lasă-mă cu exemplu. Vor. Bă, de ce oamenii minți? Vor. Oamenii vor. Era o, făcea parte dintr-o altă... Bă, da, văd că e important sportul pentru voi. Voi cumva v-ați pus de acord de dinainte să aveți aceeași variantă? Că, sincer, eu aș mânca o șaormă acum. Ce te motivează să mergi mai departe așa în fiecare zi? Păi, stai mă, eu nu sunt motivat zilnic. Și nici când fac ceva, nu știu dacă sunt motivat. Mie îmi pare o persoană foarte motivată, adică eu sunt încântat când mă uit la show-urile tale. Și la toate sketch-urile pe care le faci, adică se vede că faci totul cu plăcere și sunt sigur că tu îți găsești motivația în fiecare zi. Nu poți să-mi spui că nu ai motivație în fiecare zi și chiar și dacă e puțină. Da, dar nu știu dacă e motivație, că sună așa foarte inspirațional, sau e pur și simplu o inerție a unui om care a ajuns într-un punct, trebuie să mențină punctul respectiv și să ajungă la următorul nivel. Reușitele te motivează? Pe oricine. Pe asta, de fapt, gustul sportului aici intervine, când reușești niște lucruri. Reușești, uite, de exemplu, e o chestie că acolo, într-adevăr, a fost, am putea să o numim motivație. Eu nu știam să sar coarda, dar habar n-aveam să sar coarda. Și... Cred că nimeni nu s-a născut învățat. Nici eu nu știam să sar coarda, până să intru într-o sală. Da? De da, mic nu, știam, nu? La bloc nu? N-am sărit coarda când eram în fața blocului. Dar nu, că nu doar fetele de săreau coarda, cred. Și, băi, săream ca un om cu dizabilități. Nu știu cum să descriu mai frumos. Adică, efectiv, zici că aveam o problemă, dar și la cap. Deci așa făceam, făceam pe cuvânt. Și prietenul și antrenorul, celălalt antrenor, Valentin Lemnar, bă, cu răbdare așa, de fiecare dată, așa, hai să mai sărim, hai să mai sărim. Bă, și când am ajuns să sar, de 100 de, nu? Cum se spune? 100 de, am 100 de sărit. Sar coarda un anumit timp, sar. Nu, de 10 ei, ori. La mine eu număram. Ai luat-o ușurel, treptat. Da, da. Și foarte bine. Da, și când am ajuns la 100 de sărituri, a fost, m-am simt, nu mi-a venit să cred că eu am putut să fac chestia aia, știi? Bă, mă uit în jurul meu. Dacă te uiți la mine, Bă, mă uit în jurul meu și îmi dau seama că sunt bine, mă. Știu, știi, bă? Știu.
Măi, cred că e o motivație la nivel personal. Uite, de exemplu, după superba emisiune la care am participat amândoi, proiectul care m-a făcut să-mi dau seama că viața mea are sens. Înțelegi? Am slăbit ca un ogar, ții minte. Băi, deci, țin. În momentul ăla când m-am uitat, când am ajuns acasă și m-am uitat în oglindă, eu după ani de zile de îngrășat, pus masă, adică nu grăsime, pentru diferite roluri, pentru că oscilez între personaje, băi, când m-am văzut, singurul meu scop în momentul ăla era să mă duc la sală, să-mi revin măcar la, de la 74 băi, eu știu că la 80 de kg. Atunci când te-ai reîntors, băi, era băiatul meu Hulk. Băi, dar numai... Adică era băiatul Mr. Olympia erai. Creierul meu nu poate să perceapă chestia asta. Pentru că mie îmi place de mine când mă uit în oglindă să arăt așa... Uite, fii atent. Ok, și spune ce te motivează pe tine. Asta mă motivează. Să am aceleași kilograme și aceeași formă, care nu este o formă extrem de sculptată. Este o formă decentă care pe mine mă bucură. Adică nu te gândi că eu acum mă duc la sală și fac 2 ore de antrenament încât să am nu știu câte striații, pentru că mie nu îmi trebuie chestia asta. Mie îmi trebuie ca haina să stea decent pe mine și să mă simt eu bine în pielea mea. Adică să fie pectoralul pectoral, nu am pătrățile, de exemplu. Am înțeles. Vrei să arăți bine. Să arăt decent. Dar spune-mi, reușitele te motivează? Reușitele? Care reușitele? Din viața profesională, de exemplu. Absolut, absolut. Te motivează, practic, nu? Fiecare personaj pe care îl fac, uite, de exemplu, am experimentat asta în ultimii ani. Am primit de obicei, ca și titulatură, personaje secundare în principal, știi? Majoritatea personajelor au fost secundare. Faptul că personajele respective au fost super apreciate, chestia asta m-a super motivat și m-a motivat să merg mai departe. Micuțu, George, vă mulțumesc! Pentru cei care ați vizionat acest episod, dacă am trezit ceva în voi, dacă v-am motivat să vă apucați de sport, consider că mi-am îndeplinit misiunea. Ne vedem data viitoare!